fiecare când mă gândesc numai la tine și aș vrea să-ți vorbesc, să-ți amintesc de ziua în care mi-ai jurat că mă iubești cu adevărat. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Belceș cu o surpriză frumoasă pentru doamna Petronela, care astăzi este sărbătorită. Își sărbătorește ziua de nume, iar noi mergem să o surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Bună ziua! Și la mulți ani, vă spuneam. Mulțumesc! Doamna Petronela, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți cine v-a pregătit această surpriză. Așa credeți dumneavoastră? El să fie? Florile sunt pentru dumneavoastră. Așa. Și mai am aici ceva. Care scrie așa. Te iubesc. Alesia, să vii și tu aici, s-o ajuns pe mami. Așa. Să știți că astăzi din toată inima și-a dorit să vă sărbătorească. Și chiar dacă nu este fizic aici lângă dumneavoastră, sufletește este mereu. Și și-a dorit astăzi să vă simțiți cea mai specială și să reușească să vă sărbătorească așa cum meritați. Noi o să vă cântăm un la mulți ani, după care o să aflăm și ce are astăzi să vă transmită, pentru că avem așa câteva gânduri venite din tot sufletul pentru dumneavoastră. Alesi, ești pregătită să cântăm mulți ani? Așa. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani vă spunem și noi. Mulțumesc frumos. Iar acum a venit momentul cel mai important. Să vedem ce are astăzi să vă transmită soțul dumneavoastră. Iar mesajul spune așa: dincolo de distanța care ne separă, sufletul meu zboară mereu spre tine, iar inima mea ți aparține în fiecare clipă. Astăzi vreau să-ți transmit un mesaj de felicitare special, pentru că tu ești cea mai de preț persoană din viața mea. Fiecare zi petrecută departe de tine este o provocare, dar gândul că ți-aduc zâmbet pe buze și fericire în inimă mă oferă puterea de a merge înainte. Îți mulțumesc că ești sprijinul meu constant, chiar și atunci când suntem separați de mii de kilometri. Felicitări pentru tot ceea ce ai realizat până acum. Sunt mândru de tine și de tot ceea ce ai reușit să obții. Fie ca fiecare pas pe care îl faci să fie unul plin de împlinire și succes. Îți doresc să atingi toate visele și aspirațiile pe care le ai. Am încredere că vei reuși să realizezi tot ce îți propui, pentru că ești o femeie puternică și hotărâtă. Te iubesc dincolo de cuvinte și vreau doar să fim împreună, să împărțim bucuriile și tristețile vieții, să ne sprijinim reciproc în orice moment. Chiar dacă suntem despărțiți acum, nu uita că vei avea mereu un loc special în inima mea. Îți transmit un ocean de dragoste, o adiere de speranță și o îmbrățișare caldă. Să fii mereu binecuvântată cu fericire, sănătate și succese, pentru că meriți tot ce este mai bun în lume. Cu dragoste și dor, soțul tău iubitor împreună cu fiica noastră, Alesia. La mulți ani! Mulțumesc! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să-i spuneți ceva. Da, mulțumesc frumos! Chiar mă aștept. Iar acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii din partea dumnealui, care dorește din tot sufletul să o ascultăm împreună. Ești curioasă? Stai aproape de mami. Stai acolo așa, aproape, aproape. Și melodia. Mulțumesc.
stai la tine și aș vrea să-ți vorbesc. Să-ți amintesc de ziua în care mi-ai jurat că mă iubești adevărat. Eu aș da zilele mele, sufletul și viața mea, iubire pentru tine și pentru dragostea ta. Dă ultima speranță, ultima iubirea mea, dacă trăi de lângă mine, vai de viața mea. Eu aș da zilele mele, sufletul și viața mea, iubire pentru tine și pentru dragostea ta. Mai dăm ultima speranță, ultima iubirea mea, dacă trăi de lângă mine, vai de viața mea. Vă spunem, doamna Petronela, fericirii multe vă dorim. Cu Doamne ajută să revină și tati cât mai curând acasă. Da, iar acum mai transmitem salutări, facem așa cum anunțăm tati? Cu pici?